Salut, prieteni! Salut! Astăzi noi am venit cu Sergiu în centru, deoarece am, cu câteva zile în urmă, am cumpărat niște produse igienice și avem niște bilete să participăm la o extragere, la o tombolă, da. Avem trei bonuri, da? Da. Și vedem ce câștigăm astăzi. Apropo, în premiu cel mare sunt două călătorii, doi în Turcia. Așa că sperăm că să câștigăm premiul cel mare. Țineți cu mine împreună cu noi. Poate am în două călătorii. Pentru noi doi și pentru Melissa și Jasmine. O să fie super, da, orice. Dacă o să fie doar doi, să trebuiască doar în doi să plecăm. Și am vrea să plecăm în patru totuși, da? Da. În afară de aceste două călătorii, mai sunt și laptopuri, tablete și multe produse igienice. Așa că vedem, poate câștigăm și noi ceva, ne ducem acasă cu ceva. Da? Sperăm. Am venit încoace, ne-a scoat mai dimineață. Vedem de-a rămas acasă cu un prieten de-al nostru. Așa că sperăm că nu am venit în zadar încoace și nici acasă cu premiu. Mai ales că pe 29 iunie este ziua noastră. Adică împlinim 10 ani de căsnicie. Și ar fi frumos așa un cadou, nu? Da, ar fi frumos așa un cadou din partea magazinul Zolușca. Deci mergem că să nu întârziem, să vedem ce câștigăm. Da? Da. Pe parcurs vă arătăm. Sau la sfârșit vă arătăm dacă am câștigat ceva sau am făcut doar o plimbare. Dar eu cred că noi nu o să mergem cu mâinile goale. Sper. Așa că țineți pumnii pentru noi. Ida, ce există el? Ce-i tăticule? Încă nimic, da? Încă nimic, așteptăm. Vacanța o să fie la sfârșit. Așteptăm vacanța, așa-i? Da, aștept să-mi aud numele, ia? Doșca, o secundăciu, у нас тут стрелочка. И внимательно следующий приз. Un laptop. A câștigat acum. Este și o azi, ноутбук, a câștigat acum. Doșca, eu nu tu ce. На глазах у всех собрался. Участникам переходим в руки нашего призера. Наше поздравление. Așteptăm. Și noi. Nu am câștigat nimic. Am vrut să vă țin suspans. Am câștigat niște rujuri și creionașe pe care le-am cumpărat din banii noștri. Asta Olga a câștigat din banii mei. Am stat două ore aproape în soare, adică jumătate din el în soare, jumătate la umbră, am găsit umbră. Și ne-am bucurat pentru cei care au câștigat. Da? Am primit emoții pozitive pentru cei care au câștigat. Și în Turcia se duce altcineva. În locul nostru. Da. Noi se ducem de banii noștri. Acum. Ce să faci? Așa e. Da. Mergem acum să cumpărăm, să vedem încălțăminte pentru Jasmina și Melis. Jasmina, am cumpărat o trecută. Știți, să mai cumpărăm încă. 6 copii. Repdele rupe. Nu știu ce face Melissa. Mai bine le poartă. Mai bine le poartă. Spunea repde că să mi-te o scoate din din ce? Din funcție. Din funcție. Mergem la magazin, dar ne-am înțeles că dacă cumpere două perechi, a treia pereche ți-o dă cadou. Așa da. Că noi putem să luăm două Jasmine și o pereche cadou Melissa. Vedem dacă sunt ceva bun. Am trebuit acolo au și ortopedici și din piele naturală. Să luăm ceva bun, bun. Poate să măcar toată vara să ajungă să țină, nu? Așa că bucurați-vă pentru că noi, împreună cu noi, că nu am câștigat nimic. Data viitoare să câștigăm, cred că, nu? Da. A venit Moș Crăciun, v-a adus vouă un colțuminte. Vara, pe data din 9 iunie a venit Moș Crăciun. Răsmini, ia să cumpărați încălțuminte. Sper că data asta o să fie toată vara. Nu să cumpărăm fiecare lună. O să ai grijă de ele, bine? Melissa, lasă-mă suc și ăla. Am cumpărat două și trei cadou mi-a dat-o. Două pentru Jasmine, trei cadou pentru Melissa. Așa, în primul rând, niște Adidas. Wow, da! Ție, sper că mărimea să fie bună, dacă nu le schimbăm. Așa, ține. Melissa se uită la viță cum se uită, doamne! Să-ți dăm știe, Melissa? Acum și tu, așa, ziua mea,
Cătării la urmă video, Nica, trebuie foarte drăguțe. Așa. Și încă o pereche de asemine. Sandale. Sunt de piele naturală și talpa tot natural. Sper că mărimea mea să fie bună. Tu ai de acum, să le văd și eu. Da. Tu ai iubită de acum. Tu ai de acum argintii. Jasmina nu prea are, dar tu ai. Super. Pe picior cred că trebuie să fie mai bine. Da. Acum și măsurăm, bine? Ține. Eu am de și eu am Melisa și pentru Melisa. Numai că nu o să le porți acum. Acum le probăm, o să le porți la toamnă. Pentru că tu de acum ai. Ia uite, mă mică! Ia. Ia primiești, ia primiți! Pe ai văzut cum le-au cuprins! Covaci, covoline! Și mova are! Cum îți place ție, culoarea mova! Verde, galben, no, mov, verde. Roz! Învățăm culorile cu acești pantofi, da? Putem să facem un film de separate! Hai să le probăm dacă sunt buni, da? Hai să vedem un caz pe trei sandalul să le primă rând, bine? Da! Hai să vedem! Sper că sunt buni, dacă nu, de ce poți să duci în schimb iară? Așa, of, bucurie mea! De ce? O, e bine, e bine, a intrat foarte bine. Încă piciorul e gol, știi, și poate mai greu să... Așa, deschidem. Tot e felicică naturală. Așa. Da. Melisa, cred că cam azi poate de scos asta, că e mai bun de tecut, tu știi? Da. Da. Ok. Când e foarte bună. O vei scoate. Acuș, o încalzi. Și Jasmina s-a încălzat. O, Jasmina. Ce? Sunt mici sau ce? Nu, n-are cum. Poate tu n-ai închis. Tu n-ai închis cum trebuie, probabil, nu? Dacă închide să mai strâng. Așa se iei. Așa se iei ca să a făcut picior mai. Da? Așa se iei, dar mărimea e foarte bună, nu? Da, da, e bună, da, bună mărimea. Da, în acasă, adu-le și mie și intrați. Ia, Melisa tot. Melisa, hai păi, pe! Melisa, întinde piciorul să-i filmezi piciorul. Așa! Hai pe tăp, tăp! Îți place, Melisa? Doamne! Hai, Melisa, tăp, tăp, tăp! Hai, tăp, tăp, tăp! Hai, Melisa, scoală-ți, eu tot aștept să te ridici. Eu să fie exact, exact de pite. Da, 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 așa îmi place ei acolo, să fie exact la... Capăt la capăt. Da, uite! Îți plac, Mica? Acum e eu! Îți plac, Mica? Îți plac? Vreau să văd emoția asta. Ce bulică! Îți place? Părul, cred. Ia-mi zis mine acum tu. Hai. Ha? Ui, zis mine, nu ți pot filma. M-am așezat pe scaun, că m-am obosit. Că mă vrei mai mare, parcă mic, cum știi? Da? Da, că vrei mai mare, cu trebuie. Ok, ia Adidas-i, mai trebuie să-mi calc să-și șurac. Uite-o, mărimea mare, să nu-i poți revin, decât să-i picioasă. Țin mai mare, că mărimea și-i exact. Așa că de propus, de dat, trebuie să-i o piele, știi? Că nu mai eu ziceam, dar tu nu m-ai ascultat. Ok. Oricum, nici eu nu eram sigur. Da, să nu fie așa că și Adidas-ii va trebui să schimbăm. Dar ce mai zic, mai schimb două modele odată și... Nu știu că azi ne permis să facem acest lucru. Și acum vom vedea. Dar acestea jos mea nu te strâng aici? Nu. Da, e ok. Da. Asta-i loc, are, da. Astea-s bune. Dar de ce ești mărime, da? Mărimea e oricum, la 33 și 32. Da. A, iată de ce. Totuși, da. 33, mai mic, tu ai crescut, dar noi spuneam mărimea 31, 31. 31, 32 îmi spuneam, dar e deja 33. Fata mare. Crește pe care e bună. Tăți cu ea, trebuie să-ți arată ție. Wow, Melisa. Foarte drăguț. Cine crede așa, să pune like. Ia uitați-vă, Melisa vă arată. E cu digitul în sus, pentru cei care nu știu. Like! Și s-a bucurat că nu are șteturi de legat. Dar tot și are. Să le punem anterior, bine, ca așa acesta. Și n-ați putea să se legi. Secul când m-a să casă în vadă să cadă. Nu, nu pune digitele acolo, că pe urmă rămân urme. În schimb, Adidas e super, da? E super. Da, Melisa, sunt... Pantofi a rămas să mărimea și gata, da? Da. Uitați-vă la Melisa, iar gingii pe ochiul. A la mine a urmă. Da.
Da? La mine e argint. Oi, la mine se argintie, dar la mine am uliu. Da? Da? Da. Ca să nu doarmă, dar noi bem cafea ca să tu încălcăm să dormim, da? Eu n-am stres cu asta. Eu pot să beau cafea și dacă mi-e somn, mă culc. Ok. Bine, dar noi ne-am rămas bun acum, da? Da. Vouă dacă v-a plăcut acest vlog și cred că v-a plăcut, nu uitați să puneți like, să vă abonați la canalul Cool Family și la ceilalți canalele noastre, Jasmina Show și Mele Caramele. Și ne vedem în curând. Pa, pa!